Și cum comentați? Comentez faptul că polițiștii sunt criminali, au ucis omul și la urmă... Puteți să vă opriți, vă rog. Nu mă filmați, vă rog. De la spate vorbiți, dacă nu vreți cu fața. De ce ce știu eu la moment l-au ucis polițiștii, l-au adus ucis, l-au pus la beton, au putrezit două zile copii, bărbatul cel mort. Și la urmă, pentru ce îl învinuiesc pe el? Pentru ce îl învinuiesc? Nu-i vinovat deloc. Vedeți, are trei copii. Din sincer vă spun că el nu-i rău educat. El nu-i un băiat foarte bun. Pe nedreptate de trei ori l-au reținut. De trei ori le-au dat mandat de arest. Și storcea bani într-una, cerea o mită. A fost mituit și la urmă a fost bine programat de poliție de a-l aresta, de a-i smulge și viața și sufletul din el. Dar în imagine se vede cum vorbe să-l bate pe Drăguța. Cum comentați? El se apără. Nu a putut. De ce se apără? El se apără de bătăile care le-a primit. Pentru el când s-a sculat, a început a lovi în stânga. Dar ați spus că Drăguța a fost adus bătut deja. Cum a putut să bată pe alți deținuți? El a reînviat la pământ cum stătea. El a reînviat. De pe betonul cealaltă a început a fi foarte, foarte agresiv. Deci e o chestie foarte grea. Așa, dar polițiștii ce spuneau? Vedeau că este bătut Drăguța. Păi, după... V-a spus Boris? Păi după cum am înțeles, da. Într-adevăr, după cum au procedat polițiștii, ei se ascundeau. Asta a fost chestia. Nu știu mai departe ce a fost. Dar chestia că l-au adus bătut măr. Și nu, până la urmă nu vreau să comentez ce este, vreau numai atâta, să fie arătate camerele care, într-adevăr, de la început cum l-au băgat. Dar ce v-a zis nepotul dumneavoastră? Polițiștii încercau să deschidă ușa sau nu? Ei spun că era blocată, e adevărat? Nu era blocată ușa, ei rugau să fie stupate camerele. Camerele nu au fost. Și rugăm să nu fie falsificate camerele care stau. Atât rugăm să nu fie blocate și falsificate camerele. Să arăt adevărul până la urmă. Ce se întâmplă? Din momentul dacă el a fost arestat, de ce nu arat când l-au băgat? În ce stare a fost băgat? Și în ce stare a fost ieșit, mai mult ce s-a trecut în mijloc, eu nu pot să vă spun nimic. Dar cred că unul Dumnezeu o să arete dreptate până la urmă. Adică Drăguț a vrut să bată patru deținuți? Copiii ăștia toți plângând din urma lui. Și dacă el a lovit, el s-a apărat, încă o dată menționăm faptul și rog să fie luat măsurile cuvenite și să iasă dreptatea de supra. Unul Domnul este alături cu noi. Noi să mergem până la urmă, să fim adevărul. Unii și-ai de ascuns adevărul. Noi să mergem până la urmă.